După două ediții de succes, Festivalul Concurs Tradiții Cărășene continuă anul acesta în organizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-Severin și a Consiliului Județean. Ediția din acest an, cea de-a treia, va debuta pe data de 4 iunie în Centrul Civic al Reșiței de la ora 18. Acest festival-concurs are ca obiectiv principal descoperirea de talente și valori din Banatul Montan, transmit organizatorii evenimentului. Vor încânta publicul spectator soliști precum Dumitru Teleagă, Adrian Stanca, Petrică Miulescu Irimică, Dana Gruescu, Ramona Vița, Gabi Zaharia, Adi Jurcă, Carmen Popovici Dumbravă și Doriana Talpeș. De asemenea, va încânta publicul spectator și ansamblul folcloric Virtuozii Semenicului. În cadrul galei vor fi premiați laureații Festivalului Concurs Tradiții Cărășene 2024. Intrarea la eveniment va fi liberă.